Bună dimineața! Primul contact cu căldura după o grămadă de timp. Am dat drumul la ceas, 6000 de pași. O să băgăm câțiva kilometri pe jos de refacere, să scoatem bucăiala de sărbători. Rohăiala! Rohăiala! Ce poți să vezi dacă mergi pe jos? O grămadă de magazine Filipino și restaurante. Airport Tower. Și lanțul de magazine Bacala. Bacala, care este un lanț local, cred. Un fel de mega imagine. Este și Spar chiar. Acum trebuie să mergem la un supermarket, să ne luăm ceva gustări și dăm o raită prin acest oraș Abu Dhabi. Stăm fix în mijlocul orașului. Ce arhitectură interesantă la clădirea asta din față. Dacă tot stăm lângă mall-ul ăsta, o să intrăm să ne luăm niște gustări. Moda din Abu Dhabi. O plasmă cu 500 de euro, 600. Hai să vedem că sunt M3-urile, MacBook M3. 10.000, 2.000 și ceva de... Împărțit la 4 și vă dă în euro. 7.739 împărțit la 4. Cupor de rugăciune? A, da, chiar cupor de rugăciune. Doar 10 dirham. Ia să vedem cât de mare. Ieftină, nu? Cât vine? 12.50 lei. Poți să te îmbraci cu el. Îți faci rochie. Chiar că da. Mamă, ce bine, a? Afacere cu covoare în țară. Un container de covoare. Și în paradisul regumelor și fructelor. Uuu, mandarine, 3. Hai pe ele. Hai pe ele, băi băieți. 3. Mandarine. Uite-l și dragonul. Asta e. Frutul dragonului din Vietnam, 7 kg. Multe produse din India și Pakistan. Oh, passion fruit, 17 kg. Dar nuca de cocos, 1,50 bucata. Wow, cât de bine, nu? Și niște flori pentru ritualuri. Sau frunze de banană pentru pus orezul înăuntru. Bananele astea micuțe, 4, adică 1 euro, din India. Fuji. Niște mere din China cu... 10 lei kilogram, 11 lei. Merele sunt cam lux. Portocalele din Egipt, kiwi din Italia, 20. Și mango din Africa de Sud. Sau mango rotund din Kenya, mai ieftin, 9. Mango din India, 16. Mamă, stai tot numai de mango. Doar asta sunt. Niște struguraș cu 4, adică 5 lei. 5 lei pachetul din India. Brânzeturi.
specialități, murături. Lămâi din Egipt murate. Uite-le. Ups, castraveciuri. Din Iordania. Maslinuțe. Din Egipt. Și acum să vedem specialitatea, humusul, care costă cam 5 lei. Sau baba ganoush, salata de vinete. Baba ganoush, hai pe ea. Sau o pastă fasolică de usturoi, pastă de humus făcută din sfeclă. Quick, quick. Tokeneng. Pare ceva spicy. Ah, dar stai că scrie în engleză. Un nou înăuntru cu piper, usturoi și carne. Și carne. Cu prăjiturelele. Orezul. Pare foarte delicios. Mumie egiptene cu legume. Arată bine ce-i drept. Condimente. Apa este foarte ieftină. Undeva la 6 dirham. Dirham, 6 sticle de apă. Adică o sticlă costă un dirham. Marriott di Tamai Hotel. Să facem prânz în față la Marriott. Ne-am luat apă, ne-am luat ce avem nevoie. Căutăm un loc pentru picnic înainte de a explora această minunăție de oraș. Book your ticket. Ce reclamă. Un loc de cafeluță. S-au despălat strugurii.
Nu ai voie să stai cu cortul, n-ai voie să faci grătar, n-ai voie să fumezi și fără să rup flori. Miroase așa de frumos, mirosul ăla de primăvară. Wow! Mergem să vedem sunsetul. Un mare concert în dreapta. Loc de stat la apus. Primul apus din Abu Dhabi. Ce tare, uite pe plajă, un loc făcut pentru oamenii cu probleme. Dizabilități. Pentru oameni bătrâni și bebeluși în cărucior. Poți să intri pe ei la plajă. Hai, noroc! Așa arată un pasaj. Peste tot sunt pasaje. Ce mai poți să faci noaptea în Abu Dhabi? Un grătar în acest parculeț din față. Tocmai am trecut pe lângă un grup de oameni care făceau un grătar și miroase foarte bine. De aici miroase. Taraf, o nouă proprietate. 10 km. Prima zi, record. Record pentru ceasul ăsta. Nu am făcut de mult 10 km. Și un produs made în România. Ce credeți că sunt pufuleții? Au ajuns în Abu Dhabi. Curmale, curmale, curmale. 1 euro, 2, 1 euro și 10. 400 de grame. Lux.